Da, tot este ok. Bună ziua, mulțumesc mult că ați dat curs invitației. Astăzi ne-am propus să discutăm despre facturi, despre facturi la apartamentele debranșate și nu numai. Ca să explicăm istoricul. Știți că apartamentele debranșate înainte aveau o cotă de 5-10% care s-a atribuit pentru plată. Acum, în 2022, în martie, Curtea Constituțională a hotărât că prevederea respectivă este ilegală și a anulat-o. După care, guvernul a elaborat o metodologie care a fost inclusă în hotărârea de guvern 191 și prin modificarea hotărârii date, hotărârea de guvern 792 a introdus o metodologie nouă de repartizare a energiei consumate într-un bloc, deci între apartamentele dintr-un bloc. Aici trebuie să fac o claritate ca să fie pe înțelesul lumii că termoelectrica sau alt furnizor de energie termică nu ia mai multă sau mai puțină energie în dependență de cum este distribuită factura în bloc pe apartamente. Deci termoelectrica are un contor la branșament, la intrare în bloc, la peretele blocului. Acum toate facturile adunate din bloc trebuie să rezulte indicațiile contorului de la branșament. Metodologia respectivă clarifică unele aspecte și aduce mai multă claritate cum se repartizează și cum trebuie calculată energia termică care a intrat, a fost consumată de un bloc respectiv. Trebuie să spunem că toate apartamentele, mai ales astea debranșate, trebuie să contribuie la niște lucruri esențiale într-un bloc. 1. Locurile de uz comun. Deci noi avem aici casa scării, etajul tehnic, subsolul. Toți trebuie să contribuie într-o măsură oarecare la încălzirea suprafețelor respective. Coloanele care tranzitează apartamentele, la fel, ele trebuie să fie luate în calcul. Și un lucru nou care apare în metodologie este necesitatea și obligativitatea de a asigura în apartament 18 grade. Deci apare așa o noțiune cum ar fi Q18. Ce înseamnă Q18 ăsta? Ca să fie mai pe înțeles, voi încerca să dau un exemplu. Și exemplul ăsta este real, el poate fi chiar probat. O familie cu un apartament, două, trei, o dăie, nu contează, pleacă în vacanță. Are un cazan propriu, deci este debranșată de la sistemul centralizat. Închide cazanul și pleacă în vacanță. Peste două săptămâni când revine, în apartament sunt 16 grade, de exemplu. De unde s-a luat căldura asta? De unde a venit energia asta? Deci a fost o contribuție comună. Prin urmare, dacă ești debranșat, trebuie să asiguri, așa prevede metodologia, o cantitate de energie care menține 18 grade. Iată Q18 ăsta și este un element important despre care o să vă vorbesc și mai departe. Care au fost factorii principali care au majorat factura anul ăsta în noiembrie, decembrie, ce am calculat noi până acum? În primul rând, tariful. Haideți să vedem care a fost tariful în 22-23. 2854. Asta e perioada cu care ne comparăm, pentru că noi acum suntem în 23-24. Până la finele anului, noi am avut tariful în vigoare de 3267. Deci diferența de tarif este destul de simțitoare. Asta și influențează mult creșterea facturilor. Cât la cei conectați, cât și la cei debranșați. Alt factor care influențează la fel factura este compensațiile oferite de guvern. Știți că anul ăsta compensațiile sunt mult mai targetate, sunt mult mai amănunțite. Trebuie să te înregistrezi pe platformă, să dai dovadă de sursa de venituri, care o ai, prin urmare, specialiștii calculează în care grad ești atribuit ca consumator. Anul trecut, ca să fie lumea informată, apartamentele debranșate, aproximativ 25.000, toate integral au fost atribuite la cel mai înalt grad. Deci lor le s-a oferit o compensație maximală. Anul ăsta, din 25.000 de apartamente, aproximativ 16.000, probabil că nici nu s-au conectat pe platformă, deci nu beneficiază de compensații de la guvern.
Alt factor, tot aici la compensații, este că anul ăsta noi am fost informați de primărie că din vari motive nu s-a aprobat regulamentul, n-au fost surse. Rămâne la discreția primăriei, cum ar fi. Compensații primăria nu a oferit deloc. Deci dacă până acum erau careva pături vulnerabile care erau ajutate de primărie, anul ăsta nu s-a oferit la compensații respective niciun leu. Și ultimul aspect care influențează factura la cei debranșați în special este ăsta Q18. Dacă proprietarul apartamentului, din informația care am primit-o noi și o primim de la partenerii noștri, cum ar fi Moldova Gaz sau Premier Energy, noi vedem că nu a fost consum de energie, atunci, bineînțeles, că se calculează Q18 respectiv. Aici, ușor ajungem la erorile de bază, care pot fi vis-a-vis de facturile calculate în noiembrie-decembrie. Sistemele de gestionare a informației de la Moldova Gaz, Premier Energy și de la noi, de la Termoelectrica, sunt diferite. Din start am văzut că multe lucruri nu cad cap în cap și iată aici îndemnul este că cei care au facturi, au consumat fie gaz, fie energie electrică, să le prezinte cât mai urgent la Termoelectrica și Termoelectrica va lua asta în calcul și va face o recalculare a consumului energetic. Ce e de făcut în situația când proprietarul de apartament consideră că factura poate să fie greșită, eronată sau consideră că cifra nu este justificată? În așa caz, neapărat trebuie să sesizeze Termoelectrica, ori fie printr-o scrisoare scrisă la ghișeu unic, prin linia de telefon. Liniile de telefon noi am suplinit la call center în așa fel ca să detenționăm, să putem să comunicăm cu cât mai mulți consumatori. Telefonul știți, 447-447 sau numărul direct 1300. Plus este adresa de e-mail și îndemn lumea să folosească posibilitatea asta pentru că este mult mai ușor, mult mai repede. anticamera@termoelectrica.md. La fiecare petiție noi vom oferi un răspuns cât mai bine argumentat, bineînțeles că în conformitate cu metodologia și cadrul legal. Acum, prin intermediul ăsta vreau să îndemn toți proprietarii. Strângeți-vă, faceți ședințe. Creați asociații. Asociațiile respective trebuie să fie cât mai active în vederea gestionării blocurilor în care aveți apartamente. Pentru că prin asociațiile respective puteți fi conectați la programe internaționale de reabilitare a blocurilor, la modificarea, modernizarea sistemului intern de încălzire. Știți că noi acum discutăm cu partenerii noștri de dezvoltare, cum ar fi Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, cum ar fi Banca Mondială, anume diverse programe de a îmbunătăți calitatea de trai. Și aici programele care le discutăm sunt mari, ample, dar trebuie să avem cu cine să le facem. Prin urmare, asociațiile respective este un element foarte și foarte important. Pot să vă spun că în Chișinău noi acum avem 63 de blocuri cu distribuția pe orizontală, conectate la sistemul centralizat, și acolo nu sunt întrebări la repartizări, la costuri sau altceva. Deci acolo lucrează mult mai transparent și corect toată distribuția și livrarea de agent termic. Prin urmare, fiți activi, faceți asociații și lucrul ăsta este benefic pentru toți. Nu în ultimul rând, vreau să spun un moment important că în metodologia asta nouă, aprobată prin hotărâre de guvern, este o prevedere că dacă asociația, proprietarii nu vor să facă calcule după metodologia care este expusă în hotărârea de guvern, anexa numărul 7, ei sunt în drept să facă propriul mecanism de calculare. Este prevăzută o modalitate de aprobare, adunarea generală, nu e atât de complicat, dar este posibil ca să ai propriile calcule, să le prezinți la Termoelectrica și atunci multe întrebări pot fi rezolvate pe calea respectivă. Cam asta ce am vrut să spun. Dacă sunt întrebări, mersi mult!
Dacă îl consideră jurnal, domnul Rostovan, am o întrebare la subiect. Noi cunoaștem câteva cazuri în care proprietarii de apartamente au avut de achitat mai mult pentru agentul termic centralizat, chiar dacă au fost debranșați față de suma care o aveau de achitat lunar pentru încălzire autonomă. De exemplu, avem un domn care e venit și pentru gaz și pentru agentul termic centralizat 1500 de lei, două facturi diferite. O doamnă care are un apartament cu un metraj mult mai mic, e venit aproape 2000 de lei, dar pentru încălzire autonomă, pentru gaz, mai mult decât pentru agentul termic centralizat. Ce se întâmplă cu gazul, noi nu știm. Asta nu este gestiunea noastră. Probabil că, nu cred, fiecare proprietar de centrală termică se străduie să economisească. Închide noaptea, deschide pe oră, deci este cât mai rațional și asta este dreptul lui, bineînțeles. Ceea ce ține de energie termică, dacă, cum am spus puțin mai devreme, consideră că cifra este exagerată, neapărat să scrie, să lasă o petiție cu număr de telefon, cu adresa exactă și noi vă asigur că la fiecare și cea care vine pe e-mail, nu numai că suntem obligați, dar noi facem lucrul ăsta și răspundem, verificăm cifrele să vedem de ce cifra respectivă o consideră greșită sau este ea greșită ori nu, ca să fim cât mai corecți cu consumatorii noștri. S-au adresat în ultima perioadă oameni la termoelectrica cu această problemă? Da, sunt multe adresări. V-am spus că una din probleme este neconcordanța cu informația care vine de la partenerii noștri și noi am zis, credem că undeva într-o lună, două, toate vor fi puse la cap în cap, pentru că ei în sistem, de exemplu, dacă are o virgulă și noi nu avem, imediat la noi deja e distorsionată informația respectivă și atunci Q18 s-a aplicat, că el se aplică automat în sistem. Noi trebuie neapărat să identificăm toate adresele respective și cifrele care le operează pe apartamentul respectiv Moldova Gaz, Chișinău Gaz sau Premier Energy, cu noi trebuie să fie cât mai bine coordonate. În general, cu Premier Energy sunt puține întrebări de genul ăsta, mult mai ușor a fost canalizarea asta de informații. Cu Moldova Gaz sunt mai multe, dar noi am discutat cu ei, ei sunt conștienți și, cum v-am spus, fiecare consumator este în drept să depună și eu îndemn chiar să vină cu petiții de genul ăsta până la 6 luni, așa prevede legea, dar e un termen suficient ca să depui și noi o să recalculăm. În cazul care se va demonstra că oamenii au achitat mai mult decât trebuia, ce se va întâmpla? Va fi recalculat. Și vor primi bani sau banii? Nu, va fi recalculat în factura următoare. Am înțeles. Mulțumesc mult, o zi frumoasă în continuare.